Mii de firme care au primit sprijin financiar în timpul pandemiei s-ar putea să se vadă nevoit să dea bani înapoi. Potrivit ministrului antreprenoriatului și turismului Daniel Cadariu, 7.000 de antreprenori nu au depus rapoartele de progres și riscă să piardă banii dacă nu le depun până la data de 30 aprilie. Altfel, banii vor fi returnați și vor ajunge înapoi la Comisia Europeană, acolo de unde au venit. Ne explică despre ce e vorba ministrul antreprenoriatului și turismului într-o legătură telefonică directă, Daniel Cadariu. Îi mulțumesc. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați prilejul să explic lucrurile. Vă rog, de ce există această întârziere în depunerea documentelor? Vorbim despre cele două scheme de ajutor, măsura 1 cu granturi de 2.000 de euro pentru micro-întreprinderi și măsura 2 cu granturi pentru capital de lucru de până la 200.000 de euro pentru celelalte IMM-uri. Am constatat faptul că în cadrul măsurii 1 din 17, peste 17.500 de beneficiari, 3.900 au trebuit a fi notificați de către minister să returneze sumele pentru că nu au îndeplinit o sarcină din contractul de finanțare și din ordonanța care stătea la baza acestor scheme de a depune un raport de progres în termen de 90 de zile de la virarea acelor bani, în care trebuiau să explice cum au fost cheltuiți acei bani. 3.900 de astfel de cazuri. În cazul măsurii 2, acolo unde era vorba de sume mult mai mari, numărul societăților noastre într-o astfel de situație este de aproximativ 3.300. Cu alte cuvinte, erau nevoiți și sunt nevoiți în momentul de față să returneze acele sume pentru faptul că nu au depus în termen acele rapoarte de progres. Pornind de la această stare de fapt, premierul a dispus, am făcut o comisie, am imaginat o soluție, am propus un act normativ, a fost adoptat, a devenit lege, legea a fost promulgată de președinte, iar în momentul de față, soluția este că până în data de 30 aprilie, toți cei care au fost notificați că nu au depus în termen acele rapoarte de progres, o pot face până pe 30 aprilie, încărcând pe platforma acele documente. În această situație, toți cei care vor face acest lucru nu vor mai fi nevoiți să returneze sumele, chiar dacă au fost notificați. Acesta este motivul pentru care vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac cunoscut și pe această cale această stare de fapt și să-i rog pe toți cei implicați, în primul rând, pe beneficiari, pe agențiile economice, pe contabili, pe consultanți, să facă cu toții un efort și să nu fim în situația de a dispune retrageri de sume. Deci vorbim despre rapoartele de progres în care se explică clar ce au făcut antreprenorii cu banii. Din punctul dumneavoastră de vedere, există o cauză pentru neîncărcarea acestor documente în termenul limită? Probabil sunt mai multe cauze. Una dintre ele, probabil cel puțin în cazul măsurii 2, este faptul că mulți dintre consultanți și-au dus treaba până la capăt pentru a le asigura asistența necesară beneficiarilor și a-i îndruma ca în termen de maxim 180 de zile să facă acest lucru, să depună acele rapoarte de progres. Însă contează mai puțin cauzele în acest moment, contează enorm faptul că mai sunt aproximativ 10 zile în care se poate remedia situația și trebuie cu toții să ne concentrăm pe acest fapt. Da, o ultimă întrebare, domnule ministru. Aș vrea să trecem în revistă și scandalul de la Târgul de Turism de la New York și decizia recentă conform căreia participările României la târgurile internaționale de turism vor fi suspendate și aceste acțiuni de promovare vor fi reluate doar în baza conceptelor aprobate. Ce planuri sunt în această direcție? Așa este. Am emis un ordin prin care am suspendat pentru o perioadă de 30 de zile participarea la astfel de manifestări, aplicând principiul că decât să ne facem de rușine, mai curând nu participăm. Însă, la întâlnirea cu reprezentanții din Consiliul de Brand și cei din Consiliul Consultativ al Turismului, le-am solicitat și sper să răspund acestei solicitări, să propună o nouă procedură până cel târziu săptămâna viitoare. Sper eu să poată realiza acest lucru până miercuri. În momentul în care vom avea o astfel de procedură decisă și aprobată de cele două consilii, putem relua în regim de urgență participarea la aceste târguri. Dar este o condiție minimală
absolut necesară pentru a face acest lucru. Altfel, vom aștepta până vom găsi soluția ideală. Un lucru este clar, nu trebuie și nu se va mai întâmpla atâta vreme cât voi mai fi aici, să ne facem de rușine. Participăm la astfel de târguri pentru a prezenta partea frumoasă a României, ce are de oferit din punct de vedere turistic, pentru a atrage turiști străini, nu pentru a-i speria și a fugi de România. Da, aveți discuții, aveți în plan discuții și cu cei care se ocupă până la urmă de strategia de promovare a turismului românesc în afara țării și e suficient acest termen de 30 de zile pentru a pune pe picioare o astfel de situație? Eu sper că da. Eu sunt venit în minister dintr-o afacere mică, unde atunci când ai o problemă reacționezi în termen foarte scurt, pentru că dacă nu, altfel dai faliment. Și în acest caz, eu sper ca reacția să fie rapidă din partea celor cărora le-am delegat, dacă doriți, dreptul de a propune soluția ideală pentru a face reprezentări onorabile și profesioniste la astfel de târguri. În ce privește bucătăria internă, am dispus și aici o serie de măsuri pentru a cerceta și a vedea exact ce nu funcționează la direcția de specialitate. Facem o analiză inclusiv în ceea ce privește modalitatea în care atașații economici care sunt salariați ai Ministerului, pe lângă misiunile diplomatice din diferite țări, își fac datoria și pe aceste componente. Și trebuie să găsim soluții, altfel participarea va rămâne suspendată. Constantin Daniel Cadariu,